Recunoscută pentru potențialul său de dezvoltare economică, Comuna Vărăște a atras atenția atât oamenilor de afaceri îndoielnici, cât și a unor partide politice care doresc să aibă cât mai mulți reprezentanți la vârful administrației locale, motivul fiind lesne de înțeles. Vărăștiul o vacă bună de mulți, mai ales că alegerile locale bat la ușă. Însă cum interesele politice sunt foarte mari și PSD-ul are, cum s-ar spune, pâinea și cuțitul, deci ar lăsa tocmai acum ca imacul altora. Astfel, beneficiind de sprijinul prefectului de Giurgiu, socialdemocrații își doresc controlul total al Comunei Vărăști. Astfel că cine nu le împărtășește interesele sau nu le face jocurile oculte sunt îndepărtați fie și prin eludarea legii. Iar cazul de la Vărăști, unde luptele interne între peneliști și pesediști, este unul extrem de actual. Așadar, invocând motive cel puțin discutabile din punctul de vedere al unor juriști, prefectura Giurgiu emite două ordine de încetare a activității înainte de încheierea mandatelor pentru doi consilieri aleși în 2012 pe listele PNL. Odată vacantate posturile conform legii administrației, acestea sunt ocupate de către supleanții aflați pe listele aceluiași partid din rândurile căruia au fost validați cei cărora le-a încetat activitatea de drept. Deoarece consilierii excluși din ordinul prefectului trecuseră odată cu ordonanța 55 de la PNL la PSD, socialdemocrații au dorit cu orice preț să-și impună proprii membri, iar prin adresa numărul 124/2016 avansează către Consiliul Local al Comunei Vărăști propunerile pentru ocuparea posturilor vacantate, deși acestea ar fi trebuit făcute de către PNL. Înainte să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, vreau să vă prezint două ordine ale prefectului. De încetare de drept înainte de expirarea mandatei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Vărăști, al domnului Dancu Ionel, prin care se declară și locul vacant, și de asemenea al domnului consilier Sârbu Vasile. Ordinul numărul 5 la Sârbu Vasile, ordinul numărul 4 la Dancu Ionel. Deci, când și de acel moment, nu mai sunt consilieri în cadrul Consiliului Local și, ca urmare, pe ordinea de zi se află înscrise proiectele de hotărâre pentru validarea următorilor. Următorilor care vă spun? Următori care? Următori. Pe lista partidului care au fost... Prezintă și reclamă, domnul președinte. Da, spune. Îmi dau vreau să fac o remarcă. Din punctul meu de vedere, în acest ordinul prefectului este nelegal și complet abuziv și consilierii care... Mă rog, sunt dați afară, sunt dați nelegal, pentru că noi trebuie să ne uităm aici la ceea ce a spus Curtea Constituțională, examinând ordinul 55 articolul 9, calitatea de consilier local sau consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri. Unul singur. Pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei liste a fost ales domnii Dancu și domnul Sârbu, a fost ales pe listele PNL. Așadar, ignorându-se cu bună știință prevederile legii administrației, dar și hotărârea Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea ordonanței guvernamentale 55, Consiliul Local Vărăști, întrunit în ședință luni, 25 ianuarie, a validat propunerile de ocupare a posturilor de consilieri înainte de PSD și nu așa cum specifică legea. Supleanții aflați pe listele partidului din rândurile căruia au fost validați și învestiți consilierii la constituirea Consiliului Local. Și pentru că timpul nu trebuie alungit, consilierii nou aleși au depus jurământul de credință, astfel ca totul să fie în regulă și să înceapă activitatea în folosul partidului. Mai multe amănunte cu privire la scandalul din Consiliul Local Vărăști puteți obține vizionând ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.